ziua, suntem gata, cred că. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, vreau să mă refer foarte pe scurt la ce s-a întâmplat astăzi la ședința Comisiei Juridice. În cadrul ședinței de astăzi au fost examinate subiectele cu privire la numirea a doi vicepreședinți ai Curții Supreme de Justiție și a patru judecători la Curtea Supremă de Justiție. În primul rând, un subiect atât de important de interes public s-a discutat cu ușile închise, pentru că nu a fost asigurată transmisiunea live. Am întrebat președintele comisiei. Mi s-a creat senzația că el nu înțelege că astfel de subiecte sunt din interes public și respectiv ar fi cazul ca cetățenii, presa să aibă acces la dezbaterile Comisiei Juridice. Al doilea lucru, Comisia Juridică astăzi a aprobat un raport favorabil, adică raport pozitiv, pentru numirea doamnei Tamara Kishkă-Doneva în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, pentru susținerea doamnei Tamara Kishkă-Doneva, au votat 4 deputați socialiști, a votat deputatul din Partidul Șor, Denis Ulanov, și a votat deputatul independent, dodonist, Eugen Nichiforciuc. Vreau să reamintesc că doamna Tamara Kishkă-Doneva este unul din judecătorii care a pronunțat hotărâri în cazul Gemeni și urmare a cărora Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În cadrul acestui dosar, pentru cine nu își amintește, Moldova a fost obligată să achite despăgubiri de 70 de milioane de lei. 70 de milioane de lei. Imediat după ce a fost această condamnare la CEDO, chiar prim-ministrul socialiștilor Ion Chicu a afirmat că este o decizie fără precedent, că judecătorii trebuie să fie trași la răspundere penală și a solicitat ministrului Justiției să facă imediat o plângere la Procuratura Generală. Totodată, fostul premier al socialiștilor a spus că, din punct de vedere moral, doamna Kishkă-Doneva nu ar trebui să pretindă la funcția de vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție și speră că Parlamentul nu va aproba niciodată o astfel de promovare. Tot atunci, ministrul Justiției a depus această plângere la Procuratura Generală. În martie 2020, procurorul general a declarat că materialul este în procedură și cred că în viitorul apropiat va porni o procedură penală pentru clarificarea lucrurilor care au avut loc atunci. Iată că, în loc de tragere la răspundere penală, astăzi am asistat la promovarea doamnei Kishkă-Doneva în funcția de vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție, de către același partid, premierul căruia a criticat anterior vehement această promovare. Sigur că o astfel de decizie este sfidătoare. Ea arată adevărata față acestui Parlament. În primul rând, decizia este o dovadă că majoritatea PSRM Șor funcționează, mai ales când vine vorba de promovarea unor persoane în funcție cu probleme de integritate. În al doilea rând, sistemul de justiție urmare acestei numiri va avea mult de suferit, pentru că astfel de decizii induc în societate impresia, dar și în sistemul de justiție, că nu contează integritatea, nu contează dosarele pe care le examinezi și ce decizii dai. Curățirea sistemului de justiție printr-o astfel de decizie este imposibilă. În general, în sistemul justiției există un principiu care spune ceva de genul: justiția nu trebuie doar să se facă, acest lucru trebuie să se și vadă. Faptul că s-a dat o astfel de decizie, chiar dacă admitem ipotetic că doamna Kishkă-Doneva nu a acționat cu rea credință în acel dosar, dar însuși faptul că o astfel de decizie există, că doamna Doneva a participat la adoptarea unei astfel de decizii, creează precondiții pentru a pune sub semnul întrebării ulterioarele decizii pe care le va lua
doamna Kishkedoneva în calitate de judecător și colegiul pe care ar urma să-l conducă la nivelul Curții Supreme de Justiție. Sigur că teoretic plenul Parlamentului poate respinge numirea doamnei Kishkedoneva ca vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. Însă, după cum se vede, majoritatea PSRM Șor este beton. Deci dacă lăsăm acest parlament încă 2 ani de zile, putem stinge lumina Republica Moldova, pentru că însăși mesajul pe care îl dai cetățenilor, societății și justiției este unul foarte și foarte grav. Când te uiți cum funcționează această majoritate și ce decizii iau, îți dai seama încă o dată că necesitatea dizolvării acestui parlament este iminentă, pentru că dacă îl lăsăm 2 ani de zile, vă asigur că Republica Moldova nu va mai avea șanse să meargă înainte și să dezvolte așa încât să facă viața cetățenilor mai bună decât este la momentul de față. Cam asta am avut să menționez la subiectul respectiv, dacă aveți întrebări. Da. Ok. Da. Mulțumesc, o zi bună.